Salutare, eu sunt Ben de la zona de gaming și astăzi vom discuta despre asupra adevărului din spatele comorii lui Notch. Unii m-au acuzat că trișez, că am folosit creative mode să pun itemele acolo. Alții au spus că cum ar fi ceva rar de genul dungeon de aur și diamant. Serios, dungeon și de aur de diamant. Alții că ar fi un bug de la... nu. Du-te mă, ta, că n-a sabie! Că ar fi un update de la 1.42. Da, și ce o să fac? Na, și-au dispărut ca prin minune. Da, eu așa mai construiesc, că nu vreau să am de-a face cu ei. Așa. Deci nu am făcut fost în creative mode, după cum vedeți. Am mai încercat să filmez de câteva ori, nu mi-au vorbele. Și adică nu când mi-au vorbele, nu știam comanda. Game mode 1.1.0. Să mor tu, că am pus-o mai înainte. Game mode creative. Gen 1.2.0. Uitați, you don't have permission to. Asta pentru că nu m-am selectat să folosesc codul. Poate vă gândiți, bă, poate folosesc, nu ne folosesc pe călești pe noi, folosesc too many items. Nu am folosit too many items, pentru că nu-mi place ca un genul ăla de pack. Și nu prea-mi place să umblu cu trainere și cu hack-uri. În afară de NFS-ul, ne mai foloseam ăla de nitro. Așa. Adevărul, deci din spatele comorii lui Notch, este cam așa. De când am instalat Minecraft-ul, am început să joc, am început să-mi downloadez moduri, și acum am moduri. Și cam printre primele mele moduri a fost, adică a fost, că nu mai este, nu-l mai am, Better World Generation. Ok, e un mod care scapă lumea de buguri. Și adică rezolvă cu chunks-urile care sunt toate... Nu mai am. Știți? Ați înțeles cum se treaba, nu? Că sunteți băieți deștept. Oferă și un bonus, cum ar veni. Bonus care e nu prea mea pri... Trebuie să fac și o ușă, frate, ce-i măsă? Nu știu unde exact să fac ușa, așa că o să iau partea altă. Cum ar fi dungeonul ăla care părea făcut. Așa. Sunt șanse să găsesc și un chest care este plin de... De alea de diamant, cum se cheamă. Blocul de alea de diamant. Și un... un castel, nu știu cu, nu un castel, un templu sau ceva gen, uitați diamantele aici. Na. Și aurul care, sincer, habar n-am ce drag fac cu el. Ok. Să mai facem niște topțe. Că avem nevoie de topțe. Să pun și glowstone. Nu știu exact la când am început să filmez. Ok. Spargem pe aici. Și aici. Și aici. Trebuie să facem loc să arate bine. Nu prea am mai jucat așa de mult, adică nu m-am ocupat așa mult de construcție, de asta nu prea e terminată și de asta nu prea am făcut video cu Minecraft, deoarece vreau să fie ceva și mai complet. Următorul video va fi după ce am terminat o zidul, când voi începe să reconstruiesc, adică să construiesc, nu, că nu reconstruiesc nimic, să-mi construiesc o casă. Nu o casă, un castel, deci veți vedea. Nu știu dacă va fi un castel, va fi un palat. Care diferența să moare Gicu de știu.
Dacă careva care îl cheamă Gicu, Gicule, îmi pare rău, o să mori. Așa. Altceva, altă știre? Nu. Chiar nicio altă știre. Deci cam asta a fost tot despre vestea mare a comorii lui Noci. Sigur, acum tot zis, bă, abia trișez, tot ai trișat, nu-mi pasă. Sincer, eu încerc să-mi văd liniștit de construcția mea, să mă chinui dracu să-mi fac zidul ăsta așa cum îmi doresc. Să nu mai intre mobi dracu în casă, să pun tofțe pe jos. Dacă se mai uită careva până aici. Glowstone-ul are aceeași efect ca tofțe, adică să pun glowstone pe jos. Sau să pun câte o torță, știu că toți le alungă mobii. Adică nu-i alungă, nu-i lasă să spawneze înăuntru. Măta. Și da, cam asta este tot. Urmăriți-mă și data viitoare când voi face ceva chiar interesant. Adică, va, ce poate fi interesant la o construcție idiotă. Ei. La fel a spus și tatăl tău despre tine și iată-te. A durut. Tot trebuia să pun acolo. Să mai culeg bucățile astea pentru că așa nu prea am destulă piatră. Și să încep să pun și de glowstone. Și aici se încheie tot. Sper că v-a plăcut. Nu uitați like, subscribe, share. La revedere!